Salutare, sunt Daniel Vinca și vă spun bine, ne revedem la hapul zilei. E vineri și suntem în pline manifestări de zilele orașului. Nu o să vă spun programul, știți, variat, divers, atractiv și așa mai departe. Aș vrea să vorbim despre altceva. Pentru că tot la un moment dat și prin unele sloganuri politice găseam verbul, cuvântul mândru, mândria, unii se băteau cu ea în piept, alții contestau că, domnule, da, de ce numai ăia să fie mândri? Păi nu, hai să fim toți mândri. Să fim mândri că suntem români, că suntem nemțeni, că suntem pietreni. Eu nu sunt pietren, deloc. Sunt în Fiat, în zonă, da? Eu sunt zăneștean. Dar sunt de atâția ani și respirând de atâția ani aerul lui Piatra Neamț, forțând limba română, normal că oriunde aș fi în țara asta, când aud de Piatra Neamț, întorc cap. Hello! E de acolo, de la mine. Eram acum mulți, mulți ani într-o stațiune și juca Ceahlăul cu Steaua. Și mi-am rezervat masă într-o terasă cu televizoare mari și m-am dus îmbrăcat într-un training cu culorile Ceahlăului și tricou cu sigla pe piept. Și nu vă dați seama, eram singurul suporter, eram la Oradea, la Felix, singurul suporter al lui Ceahlăul la Felix și cam câți steliști erau în cărciuma aia. Dar am supraviețuit. Și clar, am zis aici Ceahlău. A fost odată atunci când Bănel Nicoliț a fost faultat la 18 metri și un arbitru isteț, un arbitru, doamne, ce să zic, de la NASA, a mutat faultul de la 18 metri la 15 metri jumate și a dat penalti. Că a zburat frumos Bănel, așa vreo 3 metri. Fai, am luat foc, țipau steliști, eu eram în stare să mănânc arbitru, pentru că furase o echipă din zona mea. Hai să ne întoarcem și să ne gândim cât de mândri suntem fiecare dintre noi că respirăm aer de Piatra Neamț. Suntem, nu? Majoritatea sunt convins că da. În Hamburg, în orașele din vest, când e ziua comunității, simți în aer. E ca la țară când e hramul unei comune. Noi simți în aer, vibrează ceva. La Piatra Neamț vibrează? Unii o să spună că da, alții că nu. De ce da, de ce nu? Păi ține de sufletul fiecărui. Dacă eu sunt chitit pe o dungă de aia anti, cărcotașul de serviciu, bineînțeles că nu va place ce a pregătit primăria de zilele orașului. Știți, un program perfect care să-i mulțumească pe toți? Dacă e muzică populară pe scenă, trebuia să fie hip-hop. Dacă e hip-hop, trebuia să fie rock. Dacă e rock, unii vor vrea maneli. Din câte știu eu, în general, orice organizare de spectacol încearcă să atingă, să împace cât mai multe din aceste gusturi. Sunt și alte manifestări. Cei cu anumite educații, elita intelectuală, va spune, domnule, dar ne lăsați cu expoziții de mașini sau altceva. Vrem multe simpozioane, multe prezentări de carte. Ceilalți vă spune, domnule, dar voi puteți prezenta cărți zilnice, dar noi vrem un aer de sărbătoare a comunității, ca în Hamburg, toate berăriile deschise, mesele puse afară și cineva cântă vals. E, nu? Până la urmă, sărbătoarea unei comunități e mai reușită și dacă administrația, primăria, o duce într-o paletă cât mai diversă, dar este imposibil să o faci total și să capacitezi toate gusturile, dar și dacă eu, cetățean, nu mă duc la un spectacol cu caietul de notițe și să notez. Artista avea celulită pe piciorul stâng, cred că botoxul a ieșit din garanție sau artista aia populară a făcut nu știu ce sau dacă te duci undeva și vrei să te simți și la o nuntă și vrei să te simți incomod, vei găsi o grămadă de motive să te simți incomod. Cuțitul a fost așezat cu 5 mm mai la stânga decât trebuia, ospătarul ți-a pus la un moment dat un pahar în stânga, nu în dreapta, vei găsi motive. Dacă vrei să te simți bine, vei trece cu vederea peste ușoarele, subliniez, ușoarele imperfecțiuni și te vei simți bine pentru că nu voi pleda niciodată pentru lucru prost făcut. Dar haideți să ne înțelegem, oameni buni. Și ăla care prestează pe scenă sau ducând tava e tot om, poate și într-o zi foarte aglomerată, iar dacă el face din toată inima ceea ce face, eu cred că un 2% acolo îl putem ierta. Nu 20, nu 80. Așa și cu zilele orașului. Tot timpul vom vedea, că tot e la modă Facebook, cu poze, aprecieri,
dar vă vedea și cărcotași. Până la urmă e și normal, că nu suntem toți la fel, privim lucrurile într-un mod diferit. Dar apropo de ideea de mândru de a fi pietrean nemțean român, câți dintre noi, că tot a fost acum câteva zile ziua drapelului, câți dintre noi la ziua orașului își pun în geam, în portieră, în mașină, pe balcon, un steag al României? Cât își pun steagul municipiului Piatra Neamț? Dar câți cunosc care este steagul municipiului Piatra Neamț? Ei, poate aici e și o vină administrației, că nu derulează un proiect pe ideea de steag al municipiului Piatra Neamț, să-l prezinte, să-i explice semnificația, să avem un magazin în Buricul Târgului de unde să cumpăr un steag pe care scrie Piatra Neamț. Și când mă duc la italieni sau la americani, să iau cu mine și steagul României și steagul din Piatra Neamț, spun, steagul ăsta e de la mine, de acolo. Până la urmă, mândria de a fi pietrean nemțean român sau invers ține mai puțin de administrație, de birocrație, cum spunem noi, și ține mai mult de noi. Dacă avem această apartenență în noi, dacă simțim că suntem pietreni, nemțeni, români. Am văzut de multe ori că oameni crescuți de generații în Piatra Neamț își asumă acest lucru doar când ar fi în avantajul lor. Cum să nu primesc eu nu știu ce când de secole familia mea e din Piatra Neamț? Dar am văzut în același timp că se declară mândri că sunt nemțeni sau pietreni, oameni măritați, cum spunem noi, veniți în zonă și care poate cel mai puțin decât alții. Și spun, domnule, dacă sunt de 10 ani aici, sunt și eu nemțean, copilul meu mi s-a născut aici nemțean și poate oferă unii dintre ei mai mult comunității. Până la urmă, mândria de a fi român, nemțean, pietrean, ține de educație, ține de mentalitate și de capacitatea nu de a cere, ci de a oferi. Un președinte american spunea așa: până să te întreb ce a făcut America pentru tine, întreabă-te ce ai făcut tu pentru America. Foarte mulți dintre noi întreabă zi de zi, dar ce face politicianul X, dar ce face demnitarul Y, administrația Z pentru mine. Ar trebui și noi ca cetățeni să ne întrebăm ce facem noi, nu pentru demnitari, o, Doamne ferește, nu, pentru comunitate, pentru noi. Daniel Vinca și Hapul Zilei vă spun la revedere, dar nu înainte de a vă sfătui să fiți mândri că suntem români, nemțeni, pietreni. La revedere!